Pentru zodia Berbec și cei cu ascendentul pe Berbec, la locul de muncă poate să apară un consum de energie în acțiuni mai mărunte, mai puțin importante, poate să se genereze ceva nemulțumire și o amplificare a spiritului critic. Poate să apară o preocupare la locul de muncă pentru sănătate, sacrificii, izolare, poate ceva misticism, poate o atracție către ocultism și către acțiunile caritabile. De asemenea, poate să crească capacitatea de a avea imaginație, iluzii, amăgiri și chiar atitudine anarhice. Poate să apară și tentația de a se folosi mijloace mai puțin corecte, poate fuga de realitate. Sfatul este să vă păstrați calmul, deoarece cresc riscurile de accidente. Se poate acționa în carieră prin cursuri superioare, prin perfecționare, tact, diplomație, iar în relațiile de familie poate să vă lovească o perioadă mai scurtă de dezordine, decepții, chiar evadarea mentală și lipsa de răspundere. Aspecte benefice sunt însă încrederea, afirmarea, transformarea, creativitatea, dar pot să apară și acțiuni secrete, lupte ascunse, o creștere a agresivității care pot să conducă exact la ceea ce s-ar numi renaștere și regenerare. În relațiile de familie, energiile sunt consens, ele pot să meargă la pasiune și chiar la noi relații.